Un loc important în afecțiunile oculare o au traumatismele oculare, care sunt foarte diverse și se întâlnesc atât de frecvent cât la copii, cât și la adolescenți. Din traumatismele oculare deosebim mai multe forme. Sunt contuzii oculare, hemoragii, corpi străini oculari, plăci penetrante, corneiene, sclerale, care necesită o adresare urgentă la medicul oftalmolog. Adică de ce urgent? Că altfel, dacă nu ne adresăm în primele ore în traumatismele oculare, apar niște complicații foarte grave. Tot în grupa de traumatisme oculare, un loc aparte îl au combustiile, adică arsurile la ochi. Combustiile pot fi chimice, adică sunt cu diferiți agenți chimici, detergenți, coloranți, clorul de var, diferite vopseli care pot aduce la niște complicații foarte grave. Și mai sunt încă și combustii termice. Mai grave sunt combustiile chimice, fiindcă în caz de combustii chimice, primul care trebuie să facă pacientul este de a înlătura agentul chimic. După aceasta e necesar intens, abundent, de a spăla bine, bine ochii cu apă, cu apă obișnuită din cran sau chiar curgătoare dacă undeva se află în câmp și după aceea ceva din medicamente dezinfectante pentru ochi, colire, picură și îndată se adresează la medicul oftalmolog pentru excluderea complicațiilor. În combustiile termice, aici, primul ajutor se acordă spicură colirile, adică dezinfectantele, și urgent la medicul oftalmolog. Traumatismele oculare mai sunt grave din cauza că foarte des au complicații. Ce complicații putem avea noi în traumatismele oculare? Una din complicațiile grave sunt leucomul cornean, adică apare o opacifiere a corneei care poate duce la scăderea bruscă a acuității vizuale. O altă complicație a traumatismului ocular poate fi cataracta posttraumatică. În aceste cazuri apare opacifierea cristalinului, care în dinamică necesită de acum un tratament chirurgical pentru înlăturarea cataractei cu implantare de cristalin artificial. Altă complicație destul de gravă este decolarea de retină. În această decolare de retină, urgent trebuie adresarea, altfel, dacă nu se face la timp intervenție, aduce până la orbire. Altă complicație poate fi hemoftalmul, când apare sânge în camera anterioară. Atunci, tot urgent, trebuie de adresat la medic pentru a trata conservativ, ambulator, cu medicamente rezorptive. E foarte important ca să prevenim toate traumatismele este oculare, adică copiii toată vremea trebuie să fie sub supravegherea adulților, să nu le se dea voie să lucreze, să joace cu diferite obiecte ascuțite, foarfici, cuțit, bețe, diferite pistoale pneumatice care pot aduce la traume, cât și de a fi precauți ca să nu aibă acces la așa agenți chimici cum sunt detergenții, vopselile, coloranții. Și sigur, având stăruindu-ne să evităm acestea, vom evita și complicațiile și traumatismele oculare grave care pot apărea, cum am zis, atât la copii cât și la adulți.